Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine ne reîntâlnim. Mulțumim că sunteți alături de noi și de această dată. Astăzi, oprindu-ne la școala gimnazială Calistrat Hogaș, școala numărul 8, așa cum este cunoscută de toată lumea, l-am alături de mine pe domnul Rusu, pe domnul director al școlii, care astăzi ne va împărtăși așa tot felul de lucruri neștiute chiar de fiecare dintre dumneavoastră, curiozități despre învățământul romașcan, așa cum v-am obișnuit și până acum, așa că rămâneți alături de noi să vedeți despre ce va fi vorba. Bună ziua, domnul director, și vă mulțumesc în primul rând foarte tare pentru că ați acceptat invitația noastră de a ne povesti așa despre instituția pe care dumneavoastră o conduceți. Ce ne puteți spune despre istoricul ei, așa, în linii mari, câteva detalii? Da, în primul rând și noi vă mulțumim că ați venit în școala noastră să încercăm să-i facem o propagandă în cadrul municipalității. Ea este o școală de cartier, este o școală mai micuță, unde copiii sunt din fel de fel de straturi sociale și de aceea nu prea suntem foarte mult mediatizați în comunitatea locală. Referitor la școală, pot să vă zic că ea a fost înființată în anul 1954, a funcționat la început cu 4 clase primare, clase care funcționau în case sau mai bine zis camere închiriate cu 54 de elevi. În 1960 apar primele săli de clasă. După 6 ani. După 6 ani apar primele săli de clasă la această școală. Iar clădirea în care ne aflăm funcționează din anul 1961. Dumneavoastră, de cât timp vă aflați așa la cârma acestei instituții? În această școală sunt venit de 6 ani. Întâi ca director adjunct, apoi ca director plin de anul acesta. Cum este această funcție? Cât de complicat este? Pentru cei care nu sunt atât de familiarizați, poate părea ceva doar foarte somptuos, ceva frumos, respectabil de altfel, dar cred că oamenii ar trebui să și știe că este foarte multă muncă în spate. Sunt convinsă de asta. Într-adevăr, din spatele ușii biroului de director, totul pare foarte roz, foarte frumos, dar în momentul când intri și te așezi pe scaunul de director... Cred că vin foarte multe responsabilități. Vin foarte multe responsabilități, într-adevăr. Dat fiind și faptul că învățământul și știința este într-o continuă schimbare, mereu apar informații noi, mereu apar legi noi și la care trebuie să ne adaptăm din mers, să facem așa fel să fie înțelese cum trebuie legile, să fie aplicate cum trebuie. Iarăși munca cu omul este foarte dificil aici, mă refer cu personalul didactic de predare, cu cadrul corpul profesoral. Și pentru ei, la fiecare disciplină, apar noi schimbări. De exemplu, la clasele 5-7 s-a intrat pe un curriculum nou, s-a început cu clasa a 5-a cu 3 ani, ajungând în prezent la clasa a 7-a și evident fiecare cadru didactic o trebuie să adapteze din mers la noile cerințe ale programului și în special la învățarea centrată pe elev. Dacă până în prezent în general copiii ascultau de ceea ce spune profesorul și luau ca literă de lege, în prezent se urmărește o schimbare a stilului de predare, elevul să învețe mai mult prin descoperire, să-și dea seama de ceea ce învață, să conștientizeze, să aibă o motivație a învățării, să se întrebe de ce învăț, ce mai îmi trebuie să învăț, ce știu, și în felul acesta să fie o dezvoltare mai complexă a copilului. Chiar în holul școlii avem oferta de prezentare. Părinții care vin și aduc copiii la grădiniță, la clasele pregătitoare și 1-4, văd oferta care le putem oferi la ciclul următor din aceste pliante și află toate detaliile și pot opta în continuare copiilor să rămână aici, în școala noastră. Începând de anul trecut, școala noastră beneficiază de un sistem de supraveghere audio-video.
cu 16 camere de filmat în toate colțurile școlii, atât în interior cât și în exterior. Copiii noștri fiind în siguranță, oricine intră în școală este filmat și putem identifica orice persoană străină care încearcă să intre în, au în școală. Au ajutat aceste camere? Nu știu, s-au întâmplat anumite lucruri mai puțin pozitive, iar camerele au venit în ajutorul rezolvării, poate unor da, probleme? Da, chiar de când am montat camerele și le-am dat în funcțiune, să știți că au devenit mai cuminți, mai responsabili. Știu că cineva veghează. Exact, cineva da. Filmează și oricând putem să-i tragem la răspundere pentru ceea ce n-au făcut bine. Ce ne puteți spune despre această frumoasă expoziție de trofee de pe holul școlii? Aici sunt trofee obținute de la diferite concursuri, atât sportive cât și pe echipe, în cadrul comunității locale, în cadrul județului. Avem trofeu de la locul 1, de la Prietenii Pompierilor, de la Viața mea păr viața, concursuri de șah, concursuri de atletism. De asemenea, am participat cu echipe de fotbal și handbal în cadrul concursurilor școlare zonale, unde am obținut rezultate, zic eu, bune, dat fiind faptul că nu suntem un liceu de o școală de profil. Specialitate. Uh-huh. Avem aici un drapel de care ne spuneați, drapelul școlii. De când există el? Drapelul școlii este de 5 ani de zile. Am avut ca model drapelul romanului, imnul romanului și am încercat și la noi în școală să personalizăm, să ne facem un drapel al școlii, un imn al școlii, care îl folosim la toate activitățile care se țin la noi în școală, la deschideri de an școlar, la festivități de încheiere a anului școlar, de premiere. Ne mutăm mai în față puțin la un tablou cel puțin interesant cu, se numește Amintiri de suflet. Avem fotografii alb-negru aici, cred că de la începuturile școlii, văd aici un an 1987. Ce ne puteți spune despre aceste amintiri? Într-adevăr, am încercat să facem un colț în școala noastră care să ne amintească de la începuturile școlii până în prezent, să avem o comparație între ceea ce era școala în anii 60 și ceea ce este în prezent. Avem cadre didactice care au predat prima dată în această școală, în imaginile de pe perete, dar și cadre didactice care s-au pensionat recent. Pozele sunt făcute de la activități cu copiii, de la începuturi de an școlar, de la absolviri de generații de clasa 8-a, proiecte cu fructe și legume care au fost trimise la Casa Vârstnicului, la fel de fel de asociații bisericești care au grijă de oamenii nevoiași. Dacă ar fi să alegeți un singur cuvânt pentru care ar trebui să descrieți învățământul actual, care ar fi acela? Nu știu, cum l-ați descrie? Ce caracterizare i-ați face, ca să spun așa? Modern. Uhum. În comparație cu ce era, nu știu, acum 10 ani, poate? Exact. Deci dacă am face o comparație cu ce era cu 10, 15, chiar 20 de ani, nu mai zic de sistemul de învățământ înainte de Revoluție, unde totul era foarte strict, foarte bine organizat, nu încăpeau discuții, trebuia să urmezi ceea ce spunea profesorul. În ziua de astăzi se încearcă un învățământ mult mai deschis, mult mai performant. Deja au început să apară dotări în școală, în sările de clasă. La noi în școală există internet în toată școala, pe toate nivelele. Există cumva poate și dezavantaje ale acestei deschideri foarte mari a învățământului? Dezavantaje ca în orice domeniu sunt. Dar noi spunem că avantajele predomină și combat dezavantajele. Cel puțin foarte mulți se plâng de tehnologie, că stau copiii pe telefoane, pe tablete, laptopuri. Corect. La noi în școală sunt folosite util. Deci începând cu grupa mică de la grădiniță până la clasa a patra, toate sălile de clasă sunt dotate cu televizor smart, laptop, avem și săli cu videoproiectoare,
Iar orele sunt făcute mult mai interesante în momentul când pui un filmuleț despre materia respectivă. Și atunci cred că și atrage copilul mult mai... Nu numai la modul abstract. Și asociază, corect. Exact. Și poate să facă asocieri între ceea ce îi spune profesorul și ceea ce vede în realitate la calculator sau la televizor. E o problemă actuală cu toaletele, cu grupurile sanitare din școli. De asta am și ales, poate părea ciudat pentru unii, să prezentăm exact în detaliu, așa, ce se află în băile din școala dumneavoastră? Am încercat în toate băile care le avem, atât pentru copiii de grădiniță, cât și pentru ciclu gimnazial, să le dotăm cu uscătoare de mâini, ca să nu mai fie nevoit să folosească un prosopel sau hârtie igienică. De asemenea, au dozatoare de săpun, au boiler cu apă caldă permanentă, dispensere cu hârtie dacă au nevoie la toaletă. Am încercat să le oferim toate condițiile ca la ei acasă. Așa cum prevăd normele PSI, avem și un colț amenajat cu tot ceea ce este necesar în cazul unui incendiu, stingătoare, care avem în toată școala aproximativ 26 de stingătoare, atât pe holuri, cât și în sală de clasă sau laboratoare. Lângă fiecare stingător avem și instrucțiunile de folosire. În cazul în care nu ajunge un cadru specializat primul la stingător, oricine poate să citească... Văd că sunt și imaginile de dedesubt. Exact. Cum se folosește stingătorul, să poată participa la stingerea cât mai rapidă a focarului. Cum vi se par dumneavoastră elevii? De la cei mici, pentru că școala se ocupă și cu asta, are și grădiniță, până la cei mai mari din această școală. Cum îi vedeți dumneavoastră? Cât de tare se schimbă ei de la generație la generație, de la an la an, poate, având în vedere că sunt convinsă că v-au trecut prin fața ochilor foarte mulți copii? Într-adevăr, am avut de-a face cu multe generații de copii și de la an la an generațiile sunt mult mai interesate de lucruri practice, sunt mult mai interesate de noutăți. În momentul când vii cu ceva standard, învechit, nu-i mai captezi atenția. El fiind obișnuit de acasă cu tehnologia modernă, automat așteaptă același lucru să se întâlnească și la școală. În sala de sport ne aflăm acum. Ce ne puteți spune despre ea? Este o sală de clasă pe care am transformat-o în sală de sport. V-am spus, nu avem o sală mare, dar încercăm să ne desfășurăm orele în această școală. Avem toate dotările necesare, tot echipamentul, cercuri, mingi, cal, avem și o capră nouă. Cred că în timpul... Cred că atunci când vremea nu e tocmai prietenoasă, atunci copiii vin aici, nu? Da, își desfășoare activitatea. Așa este, în general, când vremea nu permite efectuarea orelor afară, atunci domnii profesori vin și își desfășoară ora în sală. Am încercat să facem și orarul de așa natură, încât să nu se suprapună două sări în același timp în sală, pentru a beneficia de tot spațiul care este pus la dispoziție. Discutam înainte de a începe să înregistrăm despre niște mesaje foarte frumoase de pe treptele acestei instituții. Ce ne puteți spune despre ele? Le avem și acum în față. Da, școala noastră are foarte multe proiecte, chiar și proiecte europene. Eu personal am participat acum câțiva ani la un proiect cu colaborare în Turcia. În cadrul școlilor vizitate de acolo am văzut foarte multe lucruri interesante care am încercat să le aplic la noi în școală. Într-una din școli am văzut înscris pe treptele din școală informații legate de materia care o învață ei, de curiozități, și atunci când am revenit am zis că nu e o idee, era și pentru noi. Și de atunci au apărut aceste curiozități din viața de zi cu zi. Școala noastră pune un mare accent pe discriminarea violenței și pe combaterea violenței și pe discriminare. În acest sens avem foarte multe activități în școală prin care învățăm pe copii ceea ce nu trebuie să facă, nu trebuie să fie violent, cum să se comporte atât în școală cât și în afara ei și în familie.
Dar iarăși referitor la consumul de droguri, nu este bine să consume droguri, să fumeze. Aceste campanii le-am realizat atât la orele de dirigenție, cât și cu sprijinul autorităților locale, poliție, comunitate locală, biserică. Încă de acum 2 ani avem o colaborare cu Clubul Copiilor Roman, în cadrul căruia copiii noștri au beneficiat de cercul de educație rutieră, susținut de domnul agent Marele Mihai. Am avut acest proiect, s-a desfășurat pe parcursul unui semestru întreg cu clasele a 3-a și un semestru cu clasele a 4-a. În urma acestui proiect, elevii au înțeles cum să circule pe stradă, cum traversează strada, să fie atenți în momentul când merg cu bicicletele, ce înseamnă semnele de circulație, fiecare în parte, cum se protejează de traficul din oraș. Ne aflăm în sală la clasa a 2-a și, așa cum vă spuneam și mai înainte, după cum puteți observa, fiecare sală este dotată cu televizor, laptop, imprimantă, tot ceea ce este necesar în desfășurarea procesului didactic. Cum este lucru cu cei mici? Ce ne puteți spune despre asta? Lucru cu cei mici. După 41 de ani vechime, mulți înainte să fie. Da, de acum se finalizează. Este destul de solicitant. N-aș putea spune obositor, este solicitant, dar este foarte frumos atunci când ai și satisfacțiile pe care ți le dorești. Când vezi că la sfârșitul zilei te întrebi ce am făcut, ce am realizat, cum pleacă acasă copilașii pe care mi-au dat în grijă părinții dimineață. Există o diferență între copiii pe care i-ați avut în prima dumneavoastră generație și cei de astăzi? Da, normal, există nu dintre prima generație, de la generație la generație. Sunt alți copii, trebuie să te adaptezi din mers la noul colectiv pe care îl coordonezi. Metodele didactice pe care le folosești nu se mai pretează la noul colectiv. Automat trebuie să-ți alegi strategia didactică, materialul didactic, formele de evaluare, de ce nu și conținuturile învățării să le abordezi în funcție de colectivul pe care îl ai de coordonat. Ne întoarcem puțin la istoricul școlii. Ceva ce ar trebui să știe romașcanii despre școală, nu știu, o curiozitate așa nemai întâlnită și nemai auzită de ei, poate. Ca o curiozitate și o remarcă a faptului că școala încă din vechile timpuri a fost apreciată, pot să spun că la un moment dat școala avea 1500 de elevi. Uh-huh. În prezent, deci, cam ce număr de elevi? În prezent ne învârtim în jurul cifrei de 500. Plus, minus, în funcție de fluctuația părinților, de migrația lor, vin din afară, unii pleacă, se retrag la țară datorită problemelor care le au la oraș. Dar undeva suntem constant în jurul cifrei de 500 de elevi. Dacă ați avea o superputere și de mâine ați putea să schimbați ceva în învățământ, orice, de la un lucru foarte mic până la ceva măreț care să revoluționeze poate așa învățământul în general, care ar fi acel lucru pe care l-ați face? Nu știu dacă ar fi neapărat o revoluție, dar dat fiind faptul că școala este foarte veche, ea nu a fost proiectată cu sală de sport. Și mi-aș dori din tot sufletul să putem realiza o sală de sport. Asta, într-adevăr, cred că ar fi pe placul tuturor copiilor. Discutam înainte și de faptul că această școală, pe lângă multele activități pe care le desfășoară de-a lungul unui an școlar și a mai multor ani școlar, de fapt, se ocupă și cu tipărirea, să spunem, a unei reviste care apare de două ori pe an. Da, într-adevăr, de mai mulți ani încoace, în fiecare an școala noastră scoate revista școlii, numită Schoolbook, cu care am participat și la concursuri școlare. Anul trecut, de fapt nu, cu 2 ani, am obținut locul 1. În această revistă e prezentată viața școlii, cu activități din școală, dar și articole de specialitate din partea unor cadre didactice.
articole ale copiilor. Asta voiam, aici voiam să ajung. Dacă profesorii cu siguranță au o experiență mult mai mare, cât de receptivi se par dumneavoastră cei mici care aleg să publice un lucru cât de mic poate în, într-o astfel de revistă? Chiar sunt foarte deschiși la scrie articole. Anul trecut am avut... Noi am participat la un concurs cu prefectura județului, în cadrul căreia iarăși am obținut locul 1 pe secțiunea școli gimnaziale, iar la liceu, din câte știu, parcă Petru Rareș. Deci a fost o concurență pe măsură, exact, nu chiar și de aici de doamna prefect a fost la noi, a premiat echipa care a redactat articolul respectiv și chiar au rămas foarte încântați de... modul de a scrie un articol, de ingeniozitatea cu care au dat titlul articolului. Deci a fost un articol intitulat Roman Ie. Frumos! Frumos! O combinație așa între... Tot a fost anul centenar, anul trecut, și au avut foarte multe activități referitoare la acest lucru. Deci s-au gândit ei să fie o combinație și cu viața romașcană, și cu centenarul și atunci și cu portul popular, Roman Ie. Aici ne aflăm în laboratorul de biologie, care, după cum observați, este foarte bine dotat. În ultimii ani am achiziționat foarte multe planșe noi, cu tot ceea ce ține de materia biologie, sistemul digestiv al omului, sistemul nervos, sistemul osos. Avem și mulaje în spatele nostru, care sunt folosite frecvent la orele de biologie. De asemenea, în dulapuri avem și microscoape. Avem două microscoape electronice care sunt obținute în urma unor concursuri, tot cu Consiliul Județean. În sala de informatică suntem acum. Ce ne puteți spune despre ea? Da, într-adevăr, ne aflăm în sala de informatică, o sală înființată în urmă cu 3 ani. Tot ceea ce vedeți aici, toate calculatoarele, sunt obținute în urma unui proiect acum 3 ani de zile. Softul este ultima generație, cu licențe, astfel încât copiii să poată desfășura orele de informatică în cele mai bune condiții. Împreună cu elevii din această școală, pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate, am avut o serie de proiecte desfășurate atât în școală cât și în afara ei, extrem de interesante și care au atras copiii și i-au implicat nu doar în ceea ce privește istoria în date și personaje, dar cât și în ceea ce privește istoria locală, mai ales de la activitățile de anul trecut, care au marcat împlinirea celor 100 de ani de la Marea Unire. Copiii au fost extrem de doritori de a se implica, realizând pe parcursul întregului an o mulțime de panouri informative pe care le-au afișat atât la etajul 1 al școlii, cât și la etajul al 2-lea, precum și un ziar care a participat la unul dintre concursurile realizate prin intermediul Prefecturii Neamț, ziar la care copiii au reușit să se implice extrem de mult, mai ales emoțional, scriind despre școala lor și despre județul Neamț, precum și despre român. Ziarul l-au intitulat Romanie Nemțeană, și din cele 5 secțiuni propuse pentru a participa la concurs și a fi jurizate, am reușit să obținem două premii, cel pentru titlu original și pentru rubrica Calistrații Informații. Copiii sunt extrem de doritori de activități, cât mai diverse și cât mai diferite de ceea ce propune aria curriculară istorie. Își doresc, pe lângă personalități care nu mai sunt printre noi, să învețe și despre oameni care îi înconjoară și să afle permanent ce i-ar putea lega în istorie de viața lor actuală. Cabinetul medical al școlii, care, după cum observați, este dotat cu tot ceea ce îi trebuie. El a fost autorizat în urmă cu 3 ani de direcția sanitară. Și iar copiii care au probleme vin aici, la doamna asistentă, iau indicațiile cele mai prețioase, după care ori urmează un tratament, ori se prezintă la medicul de familie. Sperăm că tratează cât
cât mai rar acest loc. Da, dar din păcate sunt unii care mai sunt și vin destul de des. De câțiva ani buni, școala noastră beneficiază și de profesori de sprijin, profesor logoped și profesor psiholog, dat fiind faptul că în unitatea noastră de învățământ se află aproximativ 40 de copii cu nevoi speciale. Aici ne aflăm în sală la grupa mijlocie, unde copiii cu vârste între 3 și 5 ani își desfășoară activitatea. După cum vedeți, foarte multe jucării, foarte multe jocuri logice, Lego, de asemenea televizor, laptop, unde vizionează filmulețe, desene animate, curiozități ale naturii, de unde pot să învețe multe lucruri interesante. Care vi se pare dumneavoastră cel mai mare avantaj pe care tinerii îl au în învățământ astăzi, în momentul prezent, de față? Cred că cel mai mare avantaj al lor este corpul profesoral care îl au. Având profesori cu experiență, 90% din cadrele didactice din această școală sunt titulare cu gradul 1. Deci este cel mai înalt grad? Cel mai înalt grad. Sunt profesori care pot să împărtășească din experiența lor de-a lungul carierei sau au avut de-a face cu fel de fel de situații, care știu să le gestioneze și știu cum să-i îndrume pe copii să învețe cât mai mult, cât mai bine și cât mai eficient. Și atunci se bucură de experiență, deci, și de pregătirea profesorilor. Absolut. Iar dacă, vă rog. Chiar plecând de la acest lucru, vreau să vă zic că foarte mulți copii de la noi ajung la licee de elită din oraș. Avem copii la Roman Vodă, la Matei Info, avem la Științele Naturii, la Filologie, la Matei Info, la Vasile Sav, plus cei care sunt un pic mai certați, să zic așa, cu învățătura. Sigur, avem nevoie și de altfel de profesioniști, exact, nu doar medici. Ocupă locuri și în școli profesionale din oraș și chiar fac față cu brio. Cât de importantă este totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, și o susținere a părinților și o încurajare a lor? Vedeți diferențe pe parcursul anilor din acest punct de vedere? Părinții mai sunt implicați? Suportul familial este foarte important. Fără un sprijin din partea părinților, copilul e greu să răzbată în viață. El vine la școală, stă 4, 5, 6 ore în funcție de ciclu în care este, în ciclu de învățământ în care este, restul timpului petrecându-l în familie. Dacă nu are suportul familiei să-l îndrume în continuare după ce a ieșit pe poarta școlii, e bine să faci asta, e bine să înveți, e bine. Nu înveți pentru mine, pentru mama, pentru tata, înveți pentru tine, pentru viitorul tău. Deci suportul familiei contează fantastic de mult. Și chiar, cum vă spuneam la începutul intervenției, fiind o școală de cartier, unde avem copii din fel de fel de straturi sociale, de pături sociale, se cunoaște diferența. Deci sunt foarte mulți copii care au unul sau ambii părinți plecați în afară la muncă. Sunt copii cu familii monoparentale din diverse motive nefericite. Sigur, sigur. Dar sunt și familii complete și dacă am stat să facem o analiză a celor trei categorii care le-am specificat, se vede diferența.